acolo. Popa, cel care va executa probabil cu piciorul stâng. Nu și-a un avânt foarte mare, pasează pentru Toma, vine pe poziție viitoare Popa, foarte bună schema. Doicaru acolo încearcă să întoarcă. Toma, centrează Toma cu stângul și reluare bună, gol pentru România. Dumenco a reușit acolo să respingă, a venit acest volet la farul Constanța și el. Fază periculoasă pentru ai noștri, Stoian, Stoian și-a dat acolo mingea, gol pentru România. Am așteptat să văd dacă este off. O, ce eroare facem aici! Wow! Cu presiune, pasă foarte bună în centru, dar interceptăm și plecăm pe contraatac. Poate acest contraatac să fie unul mai bun. Burlacu pasează pentru Doicaru. Se duce Burlacu pe poziție viitoare, însă Doicaru intră în centru cu stângul. Superb gol marcat de Doicaru! Excelentă reușită jucătorului de la Farul. Stoian acum a încercat să recupereze. Recuperăm însă foarte ușor prin Techereș. Pasă pentru Stoian, marcatorul unuia dintre cele trei goluri. Stoian pasă pe poziție viitoare. Foarte bine acolo! Gol pentru România! Noul intrat, Stanciu, face 4-1, ne distrăm cu...